Și bine am găsit la un episod pe Sam. Vă mulțumesc pentru feedback cu acordarea ultimului episod. Verificăm imediat dacă OBS-ul ne trădează sau nu ne trădează, așa că intrăm imediat în joc. Hide Hood. Avem pe GH Andrei 2K alături de noi. Salut, filmez, vă rog, nu mai mă întrebați pentru că vreau să fie o surpriză să vedeți voi după aia că am filmat sau nu. Hai să facem noi până mâine la clipul ăsta fix 200 de like-uri sau mai multe, pentru că da, o să facem ceva ce n-am mai făcut ceva timp, oarecum. O să mergem să dăm un rob cu GH Andrei 2K, cu Just Me, doi băieți foarte puternici de pe server. Eu sunt așa, mai un pistol cu apă pe lângă ei, dar e bine și așa decât deloc, adică de ce nu, chiar e ok. Bun. Având în vedere că oricum am punctele de rob și alte cele, ar fi fost păcat să nu mă folosesc de ele. Am avut ceva oferte să cumpăr Infernus, fără Haydn, fără nimic, la 70 de milioane. Aș fi vrut pe de o parte să-l iau, aș fi vrut pe de altă parte să nu-l iau. Nu vreau să mă arunc acum cu alte chestii, pentru că momentan n-am nevoie. Dacă mă întrebați de ce am decât 40 de FPS-uri, am 40 de FPS-uri pentru că joc pe fereastră. Jocul acum și joc pe fereastră pentru că... Ce? Așa? Joc pe fereastră pentru că doar astfel îmi filmează OBS-ul, nu știu ce, dar s-a supărat lui tot pe mine și nu merge. Nu mă râg de la moduri, din păcate. Ca aș fi vrut să-mi iau heal, dar nu merge. Bun. Dăm sau de că... Nu, dar altărea mă cam bate și... Ah, stai, sunt mane. Aolo, stai că avem ăsta pornit. Ascultam și niște mane înainte, știi și... Unde e, mă, frate, ăsta? Așa, bun. Cred că mergem, luăm heal de aici, ca tot omul, ca să fie bine. It, salut, așa. Acum cred că mergem aici direct să dăm frumos un rob de toată frumusețea. Sperăm că nu luăm fail, ar fi chiar super să nu luăm. 3, 2, 1, go. Mă, oricum sunt vreo 700 on și sunt ceva gabor pe urmele noastre probabil. Dacă reușim să-l terminăm cu brio e chiar ok, dar mai mult și-a luat el arme. Na, vedem cum ne descurcăm, dar să sperăm că o să ne descurcăm bine și o să scăpăm cu brio de poliție, să ne ferim de gardă și noi liniștiți, dar să și scăpăm, să zicem. Da, nu mă așteptam să prinde chiar așa bine Sampu, foarte puțin hate, foarte puține dislike-uri, sper să nu vă facă cumva să vă motiveze să dați dislike-uri acum, pentru că nu vă mai pune zilnic, dar încerc pe cât posibil să mențin seria asta zilnică, chiar dacă nu am ce să vă arăt foarte, foarte important de pe zi pe alta, dar, na, încercăm. Ați dat rob. Poate este vreun spion, v-ați gândit măcar o secundă la chestia asta, poate el vrea să ne dea în gât, să ne spună celor din SPD pe unde ne aflăm și să vină pe urmele noastre. Bine, nu că n-ar fi putut să punem faim pe noi, dar asta este partea a doua. Nobul din spatele meu împingea. Salut, Luzu, ce faci? Salut. Și oricum ați fost mulți, mulți care mi-ați dat mesaje, m-ați întrebat în primul rând dacă filmez și m-ați felicitat și alte chestii. Chiar apreciez și chiar e frumos din partea voastră, mă faceți să mă simt nu important, poate special într-un fel, pentru că e important este să nu fii cel mai bun, dar să fii cel mai diferit, nu? Manu, unde este să te ajut la raport? Mă, frate, raportul e terminat, raportul e foarte easy și nu văd momentan de ce aș avea nevoie de ajutor la raport, pentru că l-am terminat și, na. Aștept momentan să iau și eu rank 6 sau un lider, ceva, dar mai am până acolo. Momentan rămân în paramedic, pentru că raport ușor, pentru că rank 5, pentru că ceva zile adunate în facțiune și pentru că nu vreau gen, adică FV-uri și alte astea se iau foarte ușor în alte facțiuni. În schimb, un paramedic e destul de greu să iei 3 din 3, zic eu. Dar sunt persoane care au luat, dar ești în paramedic, păi da. Vă dați seama, cei din paramedic sunt cei mai sănătoși. Oh, uite-l pe Anus, ce mai face Anus? Da, dacă știți pe Anus, puteți să lăsați acolo ceva în comentarii, dedicații de astea, știți, adică din prietenie, nu altceva. Ai de cap, dacă apucăm și noi să terminăm cu mașina asta, de fapt nu mai dau Hide Hood, că oricum o să... Aba, Hide Hood. Așa, o, deci am mai făcut 1 milion pe plus cu ce mai am prin bancă. Vreau să-mi cumpăr un Infernus sau nici nu știu ce să fac. N-a rămâne de văzut. Bineînțeles, putem apăsa câtele plus și începe din ce în ce mai rău zăpada. Mulți m-ați mai întrebat multe chestii cu privire la moduri. Pe lângă modurile lui Tibi, asta ultimele, eu am mai avut niște moduri înainte. Pentru a le găsi, căutați pe YouTube cele mai bune moduri pentru Samp. Clipul meu are vreo 10.000 de vizionări, ceva de genul.
Căutați acolo, aveți link de descri în descriere de cu download-ul. Redescărcați pe alea și pe alea băgați peste lui Tibi peste. Și eu am văzut că intră fără probleme. În cazul în care aveți probleme gen să nu vei kilometrajul sau alte chestii, căutați kilometrajul separat pe game modding. Dacă nu-l găsiți nici așa, o să vă fac eu un clip cum să instalați modurile, deși e foarte, foarte easy. Dar dacă se impune și dacă e nevoie, da, se face, nu e nicio problemă. Salut! Au zis, adică sunt persoane care nu, pur și simplu nu răspund, n-am cum și îmi zic că sunt arogant. Și altora le răspund imediat, după cum vedeți, când mai faci live, fix mâine aș vrea, dar, adică azi când vedeți voi clipul, mâine, unde te găsesc să-mi dai un heal. Am term raport nus cu ambulanța. Da, uite, vedeți, acum am 75-80 de FPS-uri, dar l-am pe fereastră jocul și mulți dintre voi știți probabil că jocurile jucate pe fereastră creează lag și na, pe full screen nu vrea să-mi recunoască OBS-ul jocul și asta este singura soluție să filmez cu OBS-ul. Și m-am familiarizat cu OBS-ul, nu prea aș vrea să încerc Shadow Play-ul sau alte chestii și nici n-aș vrea să mă reîntorc la Fraps și la randatul cu Camtasia sau Sony Vegas. Așa că momentan OBS-ul de best, OBS-ul na, până la urmă trebuie să ne gândim că este free. Bine, există posibilitatea să donezi pentru acei tehnicieni sau ce sunt ei. Bă, am rob, stai. Bă, dă mașina. Dar ce? Adică la cine am putea aștepta de la Anus, totuși că, na, este și el, totuși face parte din clanul nostru, că îl face de rest, e partea a doua, dar, na. Vreau să-l pe CSK pe EZO, pe Manevră, pe GH Andrei 2K, pe Awache, pe Tudor, pe Crețu, pe SWTF, Crețu chiar dacă nu mai joacă Samperul, salut. Poți să pui o vorbă despre mine în facțiune, să clarificăm și chestia asta. Nu am niciun fel de putere să vă recomand în facțiune. Punct. Sunteți mulți care ne dați mesaje și spuneți, îți dau atât, bagă-mă în facțiune. Nu. Nu există. Singurul care are putere să bage în facțiune e liderul și co-liderul. Și depinde de aplicația voastră, depinde mai multe chestii, dar nu de mine. N-am nici cea mai mică putere. Și dacă aș fi lider, tot n-aș avea niciun fel de putere, pentru că aș accepta doar ce aș considera eu că e de cuvință să accept. Atât. Aș încerca totuși, adică am vrut și vreau gen să nu neapărat să aplic ca lider, dar vorbim cu Oache și mi-a zis că dacă am 150-200 de zile aș putea să încerc, de ce nu la lider, dar nu știu regulamentul, na, mă bagi în clan. Altă întrebare la care trebuie să răspund, nu țin de mine recrutările, UEFIX sau Oache sunt oameni cu rank 6, okay. E liderul, sper să nu greșesc. Deci foarte simplu, vă luați legătura cu ei pentru că nu ține de mine și nu pot eu să pun o vorbă bună sau să, nici măcar n-am dreptul să-i invit în clan. Deci vă dați seama că nu ține de mine și nu are rost să-mi cereți mie chestia asta pentru că da. Altceva ce să mai zic, ca și idee, uite, dacă dăm așa să nu ziceți că nu vă arăt. Am 93 de milioane în bancă. Și, bă, deci dacă sari pe aici, ești al dracu, dar nu cred. Da, uite, mai devreme am făcut cu GH Andrei, am făcut gen, am avut quest cu pești, să duc 9 pești. Pescuiam, bam, 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 frumos, bv. Pescuiam frumos și m-am dus cu, ne duceam cu Maverick, cu frumos acolo. Eu nu mă descurcam, sincer. Stați așa, că am zis că o să vă arăt. Deci am gen 2 din 8 la rob. 111 RP-uri din 23. Eu zic că cu RP-urile astea undeva la level 11 cred că fac. A dat fel. Intră în mine în PLM doar să mă enerveze. Scuze, am lag. Da. Mă rog, nu uitați dacă aveți anumite dedicații pentru personajele fictive care au apărut în acest video, pentru că totuși știți foarte bine ultimele cazuri în care anumite persoane au acuzat anumite persoane că s-au luat de ele, dar persoane respective se luaseră doar de un personaj fictiv, pentru că nu există în buletin numele respective, ca și cum spui că te-ai luat de Anus, dar Anus nu există în buletin. Pe el îl cheamă, hai să nu-i dăm datele personale, dar știu, salut Cătălin, ce mai faci? Gata, rob, gata, frate. Gata, dacă vrei să vii să nu dai, a, ce faci, mă, frate? E pe urmele noastre, nu știu dacă mai scăpăm, prietene. A, o să facă de mă, cred. Dacă nu dă în mine, ok. Eu mă las în jos. Sau fug și așa în jurul lor.
De fapt, stai cam cheile la infernul. Salut! Ah, mă rog. Oante scade... Da, nasol. Mamă, ce rupe. Păi, n-aveam eu arme, frate. Dacă aveam eu arme, salvam situația. Am zis că vreau free. Ce? Las-o așa. Ia să vedem și noi pe cine avem aici. Oare domnul... Ze... Vrem free? Ce dracu? Nu știu, sunt rivalități cu clanul, cu astea, cu târfuri. Nu, frate, eu sunt mai de la țară așa, nu. Nu prea... Adică, nu prea știi, nu prea... Nu, adică, nu, eu zic să nu. Dar hai să vedem și noi dacă ne dă și nouă cineva, adică... Sâtâh, aduc free, ok. Sâtâh că vine musă. Să nu vii, bă, la mână, muio. Dar nu, așa e ceva normal, deci asta e absolut ceva normal, să nu vă gândiți că e, nu știu cum să zic, ceva anume acum că filmezi sau ceva, că nici nu se știe. Cu fumane, bună. Hai, a, mă gândeam și eu că ești pol... Mamă, deci îmi pace rău de tot cum e skinul ăla, dar... Ce scrie? Bastards, cred că scrie pe spate. Cufu. Hai să facem... Lasă bă că eu free de la Dragoș. Haide, Dragoș, vino și salvează situația cum salvau fetițele Powerpuff în desene animate. Hai pe Alaska să-ți dau boaba, paleto. Da, ca să citez un mare poet al limbii române. Ce mai timp jucați voi, mă, gherțuilor? Free 169. Da. Brotato, mă, să fărătă, Dragoș. Sper să-l cheme, Dragoș, să nu fi greșit. Te respect. Bă, nu mai da, mă, frate. Bine, și ăsta lui GH. E mișto skin-ul, dar... A, câți nobi. Iar a vorbit Anus în numele lui. Firar. Ne vrei că e ceva să ai numele Anus. Știi, adică... Anus te recomandă în multe situații. În foarte multe situații. Că fără zvan. O, Sanja e finanțatorul. E asta, nu? Nu putem să o luăm și noi. Că mufă. Noapte bună. O, nebă. Nebă, prietene. Cu cât... Ce? Cu cât o mai încasezi. Da. Janus se ia în gură cu Cyber pe F. În direct la ProTV. O, în direct și în reluare. Anus se ia în gură. El mă ia în gură. E bine, Cyber, dacă vede acest video, să știi că Anus a zis că eu e în gură, deci ai putea să-l banezi pentru insulte staff. Salut!